Evitating, 8 și 10 minute, bună dimineața din deșteptare. Am intrat în a 15-a zi de război, pe 24 februarie, vă reamintesc, în zori, armata rusă a invadat din trei direcții Ucraina. Atacul acesta, totalmente neprovocat, a venit după ce luni la rând Kremlinul a acumulat trupe și tehnică militară la granițele Ucrainei, negând vehement în tot acest timp că ar avea vreo intenție ostilă față de vecinul său. 15 zile mai târziu, ucrainenii rezistă cu îndârjire în fața unui atacator care are o uriașă superioritate în tehnică militară și resurse față de ei. Însă rușii, aparent frustrați de rezistența ucraineană, par să fi schimbat tactica și acum asediază și distrug metodic cu artileria grea orașele pe care le asediază. La telefon este analistul militar Harry Bucurmarcu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, acum, ca să fim sinceri, puțin s-au așteptat ca ucrainienii să reziste atât de mult în fața armatei ruse, care are un renume înfricoșător, sau cel puțin în România armata rusă are un renume înfricoșător. Cum se explică această rezistență? Sunt două lucruri. Unul, pentru că există o hotărâre națională în privința rezistenței în Ucraina. Oamenii ăștia nu sunt de speriat așa cu una, cu două, și a văzut foarte bine. Și a doua este că, într-adevăr, armata rusă este o armată penibilă, din punct de vedere al acțiunilor în teatrele de operații. Ei au fost buni și, într-adevăr, s-au remarcat prin distrugere, adică începând din anii 80, când luptau în Afganistan, nu știau decât să distrugă, dar n-au câștigat nicio bătălie. După care n-au mai avut acțiuni militare de astea care să-și arate puterea în teatru militar, decât până în 2011, când a început războiul din Siria, care este modelul pe care îl aplic acum în Ucraina. Adică tot așa distrug mai ales locuințe și locuri publice, astfel încât oamenii să plece de acolo cu milioanele și prin acest exod de populație să-și realizeze cine știe ce obiective de astea punctuale, tactice, adică să stăpânească un oraș în ruină, de exemplu. Dar și asta vor să facă, este evident, în Ucraina în momentul de față, pentru că altceva nu știu să facă. N-au elemente din acestea de artă militară pe care să le pună în aplicare, nu au pregătire, trupa nu are o pregătire încât să facă manevre din acestea surprinzătoare prin care să cucerească un obiectiv militar, să supună vreo formație militară adversă și așa mai departe. Astea nu știu să le fac. Credeți? De asemenea, nici măcar nu au armamentul acela pe care să le dau ei, care lovește punctual, chirurgical, cum ziceau ei, o mulțime de obiective. Din contră, merg pe varianta de acum 70 de ani, 75 de ani, cu covorul de bombe. Credeți deci, că mai intenționează mai... Da, vă rog. Vreau să mai spun numai o idee care e foarte importantă. Ceea ce justifică spaima conducerii Rusiei în frunte cu criminalul de război Putin, spaima de NATO, pentru că NATO este cu totul alt tip de militarie. Știți? Adică, și ca să vă spun așa, de exemplu, au amasat o divizie în apropiere de una din țările baltice, iar țara baltică, care este membra NATO, se apără cu un batalion. Adică un batalion are sub 1000 de oameni, divizia are peste 10.000. Cam asta e raportul de forță între NATO și Rusia. Credeți că rușii mai sunt interesați acum de ocuparea Ucrainei, având în vedere rezistența aceasta atât de îndrăjită, sau pur și simplu plănuiesc să obțină capitularea Ucrainei prin distrugerea sistematică a orașelor ucrainene? Putem să ne dăm seama de misiunea de luptă primită de către forțele acelea în două motive. Din două surse. Unul este să ne uităm cum e constituită forța și pregătită forța care atacă, și a doua este cum care ar fi obiectivul politic pentru care ar face treaba asta. Ori obiectivele politice pentru războiul ăsta sunt formulate aiurea de către președintele Putin, respectiv alea trei faimoase, demilitarizarea, denazificarea și eliberarea și recunoașterea Crimeei, și care nu se obțin pe câmpul de luptă. Deci n-ar trebui să fie prezent cineva acolo ca să facă treaba asta. Iar din punct de vedere cum este pregătită trupa, v-am spus, trupa nu e pregătită pentru un război de a ocupa teritorii și localități prin luptă, ci doar prin distrugeri.
Ucrainienii cer cu insistență Alianței Nord-Atlantice să impună o interdicție de zbor deasupra Ucrainei ca să nu mai fie atacați de aviația rusă. Ce ar însemna asta? Se poate face? Care ar fi consecința? Bun, interdicția de zbor nu. Categoric, chiar dacă le-ar fi dat avioanele acelea... Deci, nu că nu vorbim de, nu vorbim de livrarea de avioane pentru ucrainieni, ci de interdicție de zbor, ceea ce ar însemna ca NATO să asigure cer liber deasupra Ucrainei. Da. Încercam să vă spun că spațiul aerian se controlează de la sol. Adică în momentul de față, majoritatea aeroporturilor ucrainene au fost lovite din prima zi. Și în momentul în care ar deveni unul activ, l-a reparat pe unul și ar fi lovit din nou. Deci ucrainenii nu au de unde să ridice de la sol aviație cu care să se lupte în aer cu aviația rusă. Și atunci, de asta este solicitarea asta, pentru că ar zbura avioane din România, din Polonia și ar controla spațiul aerian fără ca să... și aici apare îngrijorarea firescă a celor care analizează treaba asta. Bun, dar dacă ne întâmplăm că vin rușii și lovesc aeroporturile din Bacău, de exemplu, aeroportul din Bacău, de exemplu. În momentul ăla este caz de război cu NATO. Da? Asta una. Nu ar fi o problemă, că încă o dată v-am spus, NATO este mult prea puternică pentru Federația Rusă în întregul ei, dacă cât au ei aici, prin Europa. Dar răspunsul este altul. Rezolvă vreo problemă? Adică intrarea NATO în război cu Rusia rezolvă problema asta umanitară cu milioanele de oameni care au fugit, cu sutele de școli care au fost distruse, cu spitalele, ați văzut ce nenorocire umanitară creează bombardamentele astea rusești criminale, fără niciun fel, adică o criminală nu așa moral, criminală după lege, adică după legea internațională, sunt crime de război ce fac ei. Deci în asemenea condiții rezerva de a da curs cererii președintelui ucrainean, care este o cerere mai mult decât rezonabilă din punctul lui de vedere, în sensul în care ar fi vrut să câștige acest război, nu numai să reziste. Ar vrea să-l câștige și erau convinși că dacă au supremația aeriană, s-a mărat car controlul spațiului aerian propriu, ar putea să câștige acest război, că efectiv să-i învingă pe ruși, pe teritoriul lor. Dar este de văzut cum vor evolua lucrurile, pentru că cea mai importantă problemă nu este cine câștigă războiul sau cât timp va mai dura. Este această dramă umanitară de proporții de milioane, deci proporții biblice, da? De exod de popor, care e de-abia în faza inițială, să vedeți cât de greu o să fie să fie gestionat asta cu cei care sunt deplasați intern, care sunt dislocați de acasă, le-au distrus satele, le-au distrus orașele și trebuie să meargă undeva. Nu toți vin în România sau în Polonia sau merg mai departe în vest, numai 2 milioane, dar dislocați mult mai mulți. E, în mod normal, dislocările astea și rezolvarea problemelor se fac tot prin sprijinul armatei, pentru că asta are capacitate organizatorică, asta are... armata ucraineană este prinsă în război, nu poate să se ocupe de treaba asta, ar trebui să intre o forță internațională, să-i ajute așa cum s-a întâmplat în Kosovo, cum s-a întâmplat în Bosnia. Nu poți să intre acolo din cauza rușilor care vin și amenință cu arma nucleară, oricine apare pe acolo îi dă cu arma nucleară în cap. Ce facem în situația asta? Lăsăm milioanele de oameni să sufere în halul ăsta pentru o crimă premeditată, făcută de către conducerea de la Kremlin, sau continuăm să-i determinăm pe ruși să schimbă politica? Mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în deșteptarea analistul militar Harry Bucur-Marcu. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.